Adică tu n-ai văzut caseta la botezul tău până acum? Nu, mă, că au rătăcit-o ei mei și abia acum au dat de ea. Era căzut în spatele bibliotecii. Vezi, popăză? Da, e bine să mai schimbi și tu mobila din când în când. Că cine știe ce chestii prețioase mai găsești căzute după? Aha, cum ar fi creierul tău. Gata, pisică. Hai să o punem. Caseta, dragă, hai că mor de curiozitate, de un caci. Auzi, Vandame, dar tu e sigur că vrei să-ți vedem nevasta în costumul Emei? Ăsta, ale Evei. Wow. Avem program interzis minorilor? Ce bine că nu mai stăm la noi aici, că trebuia să-l trimitem în dărbitor. Din drumul. Ce aveți, mă, că m-am botezat bebeluș, nu la maturitate. Și ce contează? Că tot... goală și udă o să fii, da? Ce faci, dragă? Mă asigur că pot să cenzurez dacă e ceva prea fără perdea. Unde-i, măi, frate? Da, vă rog. Se poate. Stai, pă! Nu te mișcă! Nu respira! Nu respira! Acum, zi! Am înțeles. Suntem ironici. Nu, tafalogule! Nu suntem sinucigași, dă-te-a moașta! O, disperaților, că m-am spălat, sunt curat, nu mai miroase. Da! Ai fost la noi la baie? Băi, idiot în camera, dacă mi-a fost în baia lui Popăsă, dacă ne află la nezboară, dar nu ne vedem? Nu, mă, nu! Nu la voi am făcut baie, bă, liniștiți-vă, în altă parte, că mai am și alte locuri unde fac baie. Cum, mă, Mateescule, adică tu mai dai ponturi și la alții? Mă spăl la baia publică, poponețule. Păi tu crezi că dacă vrea să dau ponturi în altă parte, mai eram acum aici? Băi, ai venit cu ceva? Zici ai! O bombă! Ce ai să mă răcar? Doamne, părăspăzește! Matiescule! Nu făcea gesturi necugetate, mai ales că ești așa aproape de reabilitare, bă! Da, exact! De unde știți, bă? De unde știu din... Mă ajută paranormalele, văz cu ele. Da, știi că el are... Am două sacoșe. Super, bă, că cu pontul ăsta ar trebui să rezolv definitiv. Pe cine? Poponețule, vezi să nu faci pe tine, bă, că o să miroși tu în locul meu. Nu, eu am bomba, bă, relaxați-vă, bă. Altcineva despre care am venit, eu să vă dau pontul. Bravo! De ce? Păi, dacă făceam infarct, mă, și muream. Să libera un post mai degrabă și să reabilita pontul. Păi, zi repede, în cazurile astea cu bombă, fiecare secundă e prețioasă, zi! Am aflat de la o sursă de maximă încredere că un atentator nebun vrea să placeze o bombă într-un loc public de maximă importanță și pe urmă să ceară bani ca să nu o detoneze. Unde? Asta nu știu. Haide, poți să pleci, gata! Băi, pot să plec și să aflu? E, când o să ai date concrete, știi unde ne găsești, da? Hai, băi, băieți, dar trebuie să dau și eu ceva la informatorul ăsta, că ăsta-și riscă viața, bă, că nu e ușor să tragi de limbă un nebun, că cu nebunii ți se poate întâmpla orice. Investește și tu, că așa o să te reabilitezi mai repede. Da! Nu? Poponețule, nu fi stupid. Că dacă aș fi avut fond de investiții, dădeam unde trebuie și acum eram șef tu, bă. Unde ai văzut, mă, că să ia-și pagă în poliție? Bă, băieți, bă, hai, bă, că trebuie o sumă mică, bă, câțiva fir-fire e acolo, bă, că și informatorul ăsta e în foame, că i-au rolat ca mine. Bă, și vi recuperați, pe urmă, din prima aia fabuloasă pe care o s-o lați. Pentru că dacă detonează ăsta bomba, se face genocid. Și dacă voi îl opriți, deveniți eroi, bă. Eroi? Hai, mă, să eroi n-am fost, să știu. De 50. 50? Da, 50. Mamă, ce erou mare sunt. Hai să depre. Păi, na. Na, mă! Gata, mă, vezi că se poate. Vezi cu ce vii. Nu pot să cred că nu mi-a zis numele. S-a speriat când te-a scăpat în cristelniță. Bine că te-a găsit repede. Sau bine că n-a scăpat-o pe covor, că la cât de baterea. De-aia mi-o gaură asta în cap. Și eu credeam că e gropiță de expresie, de-aia norocoasă. Dacă erai norocoasă, ne ajunge în chelnerița ăstora. Adică? Bă, deci dacă stau să mă gândesc, bine, eu nici măcar nu sunt botezată. Că dacă nu mi-a zis numele, n-are niciun efect botezul. De unde știe Dumnezeu pe cine primește noștirea lui, nu?
Dar nu-i nimic, mă, că te mai botezi odată. Mai bine mai târziu decât deloc, nu? Păi tu ești idiot. La botez trebuie să dai dar. Nu o să vrea nimeni să mă boteze, gogoașă. Cine o să mă creadă că nu-s botezată? O să zică că fac mișto de ei și de Dumnezeu și o să-mi agravez și mai tare situația. Corect, corect, bravo, da. Auzi, pisica, dar nu vrei să vorbim cu Mârlanu? Că el te boteze sigur, că nu e așa profund. Da, mă, dar ăla nu e popă, deci e mai rău. Da, o să fie, fitilistule, o să fie. Și când o să fie, o să se activeze și taina botezului, retroactiv. Ce, mă? Uite ce ai făcut, mă! Ia să vedem ce mai are zen pe aici. Mă, porcule, tu ești măgar? Tu n-ai pieța jena? Lasă-mă, pace, mă! Ui, Matiescu, hai, hai, vină cu coace că e liber. Salve, colegi! Bă, dar ce repede te-ai mișcat? Și în ce hal puți? Probabil că ai alergat mult, a? Nu, ironicule. E de la canal, că informatorul, cum v-am spus, e tot aurolac. Lasă-le, mă, să zic că la bombe știi cum e. Orice secundă e crucială. Că tu ai zis. Hai, zi, ai aflat unde o pune? La Teatru Național. Mamă, o să-l transforme din artă modernă în artă abstractă. Praf. Și când o pune? E, pentru informația asta n-am mai avut bani. Dar pot să aflu. Hai, hai, mai dați că informația asta e mai prețioasă, bă, e mai scumpă. Păi gândiți-vă, bă, și voi cât e de riscant să se ducă informatorul meu să-l întrebe pe atentatorul ăsta nebun când detonează bomba. Păi devine din start suspect. Ce facem, mă? Îi mai dăm? Hai, mă, mai dă aici. Bă, fii atent, ia. Pune-și tu. Să dea naibă. Să nu vii cu informații complete, că ai terminat-o cu mine. Fii atent, ne dai banii înapoi, toți. Și cu dobândă, ca la cămătari. Ca la bănci. Păi nu e același lucru? Cam da. Vezi că ai uitat ceva. Dracu. Să mai bem un pahar, să ne veselim nițel. Nu râi la mine. Mârlani? Eu zic să ne potolim cu băutura, că mâine dimineață o să ne trezim cu dureri de cap. Să ne trezim? Păi nu credeam că nu ne culcăm. Adică, hai că o să ne culcăm, dar nu o să dormim deloc. Trebuie să sărbătorim, păi că împlinim exact, dar exact. Două săptămâni de când ne-am mutat împreună. Trebuie să Când o să înțelegi că nu s-a inventat bărbatul care-ți mă îmbeti pe mine? Vă salut constant și continuu! Opa! O să rușim, bă, porcule, să fii măgăr! Ce caz, bă, așa, Anțonii? Bă, ăsta ne cheltui banii ăsta pentru informator, că te cârmezi, dar nu te vezi! Păi lui am dat, bă, ce vă panicați, așa, astea le-am mai de mult, dar le port doar în zile speciale. Și azi este una din acele zile, că simt că se apropie reabilitarea mea și prima voastră fabuloasă. Domn Biridiculos, lasă gargara și nu mai te ține de cioace. Zic când pune la bomba și une, că te găsește, drăce, că alți bani nu mai pupi. Astăzi, în jur de ora 3. Dar, dacă vreți să știți la secundă, o să vă coste mult, mult mai mult. Ce? Auzi, bă, și ce? Nu mai dăm niciun ban. Mergem direct în dispozitiv. Haide, haide, ce? Ai alergie la teatru sau ce? Eu? N-ai văzut? To be or not to be, that is a question, and the rest is... Ești rea cu afară, te-a apucat să te aducă. Cam așa e la Național. Să sărbătorim, dragă mea, dă-i păgoarele, dă-i hainul ăsta, sănătate. Dă să-ți mai pun, că văd că-ți place. Uai, dar acum ce mai bem? Păi bem ca să sărbătorim, dragă, sărbătorim un an de când ne-am cunoscut. Ți-aduce aminte acum 6 luni când ne-am văzut prima oară? Numai ca asta chiar mi-a de cap. Păi și ce? Te ia de cap, te culci, că nu trebuie să mergi la program. Păi ia, mersi, Doamne, că dacă ai ști de când caut cu ce să o împăt ca să procriem, Doamne, că știu că tu iubești copiii.
Ba da, să cine știe cine e, poate vreo urgență. Las că nu stai jos aceea, că m-au să răspund eu, tu fă-te comodă. Vrei să imit mobilierul? Știam eu că ne potrivim. A mea e seara asta. Ia mă, ce cauți, mă? Mârlane, trebuie să vorbim. Păi acu te-ai găsit. Acu, că am aflat că-s nebotezată. Păi și Mirabela mea ești nebotezată? E bine că am aflat, du-te. Stai, mă, că vreau să mă botez, tu poți? Pot, dar nu azi mâine, că azi trebuie să mă ocup de Mirabela, mă înțelegi? La revedere! Ok, dar stai că trebuie să stabilim niște detalii, că eu nu vreau să mă botez dezbrăcată. Că pe mine dezbrăcată mă vede doar Van Damme. Ok, te botez îmbrăcată. Auzi? Dar stai, e corect așa? Adică, dacă nu e valabil botezul, îmi iau un costum de baie. Exact, fii costum de baie, cum vrei tu, hai! Nu, fii atent, știu, te leg la ochi. Mă, mi-ar fi zis asta Mirabela, m-am ucit. Dar las că-i propun eu, hai, du-te, că te botez legată la ochi, în costum de schi. Auzi, mă, auzi, dacă ești legat la ochi, tu cum ai citit slujba? Nu citesc, o învăț pe de rost. O învăț pe de rost, dar trebuie să pleci ca să am timp să o învăț pe mâine, că e lungă. Hai! Auzi, mă gândeam că ar trebui să o mai scurtezi un pic, să nu stau atât dezbrăcată, că poate fac pneumonie. Sigur, da, citesc numai titlul și cheierea. Hai, da! Bine, da, ne vedem mâine, da? Mâine! Haide, pa! Du-te! Slavă Domnului că am scăpat de... Da! Ne... Doarme! Ce doarme? Ți-ai bătut joc în noi canalii, ai? Ca să ne compromiți! Nu e adevărat, ca să ne ia banii, scârba! Bă, fii atent! Dacă nu fii cu tot ce ți-am dat înapoi și cu dobândă ca la cămătari, înfund arestul cu tine! Exact! Băi, nu v-am mințit, bă! Jur, dar cred că a primit o informație că urmează să descindă poliția acolo și a anulat acțiunea! Că și tu ai zis că e o cârtiță în secție! Mă, fiescule! Eu cred că tu ești cârtița aia, bă, de pomenești! Da! Da, el e, că stă sub pământ! Stă sub pământ! Dar ce zic eu, cârtiță? Tu ești o haită de ornitorinci într-o singură cârtiță, exact ca șpionii! Bă, tu ai luat bani de la noi și de la nebun și ne-ai vândut lui ăla că ne duce să-l arestăm! De ce, Matias, păi faci măgărit într-astea? Recunoaște că te joc în picioare! Băi, să n-am parte de reabilitare dacă am vreo legătură cu ăla, mă! Uite, ce să fac ca să vă conving? Să ne aducă bomba, mă! Da, mă, ne aduci bomba! Ai înțeles? Nu ne mai spui nimic! Te duci, îl găsești până la pândești când pune bomba, o iei și o aduci aici! Dar dezamorsăm noi! Păi, dacă mi explodează în brațe? He, o să fiu un eroc post-morte! Dar nu mai bine o aduci tu cu grijă, fără să te împiedici cum să călcătura! Și atunci o să fiu un erou în viață și colegul noi de nou! Nu știu ce nume să-mi pun. Păi n-ai deja unul. Dar nu vrei să schimbi și certificatul de naștere? Tu știi cât costă? Asta e pisică, dar Emma Ciare, că sună foarte sexy. Păi tocmai de aia. Că vine de la Emanuel și aia era parașut în filme de alea de ochiate. Dar de unde știi tu? Hai, pupă-ză, că aveam și noi video în liceu. De unde știi tu că vine de la Emanuel? Poate vine de la Emma Noel, adică Crăciun în franceză. Nu vrei să primești de sărbători două cadouri? Ah, corect. Plus că dacă schimb numele, o să-l bulversez pe domne, că una scrie în certificat și alta îi zice popa la botez. Care alta? Alta, nume, obsedato. Prima cu soț. Nu, stop, mea, aia roșu, aia roșu. Gata, mama, am adus-o. Da. Ia voastră că era să fac pe mine până aici. Bă, tu ești nebun? Tu chiar ai adus bomba? Nu e hohaia? Eu încep să cred că ăsta a făcut bomba. Aha. Înțelegi că prea a dus-o repede. Ăsta-i teroristul. Teroristule, duci și bagă-l în arest. Băi, nu eu am făcut-o, bă, jur. Dar ce? Repede, că a avut loc o explozie în Bucureștiul vechi. Tu ce cauți mai aici? Dispari. Am dispărut. Ce bună sunteți. Aia ce e? E pantofii de nuntă lui Poponeț, să rămână. Hai,
mă, Mirabel, că dacă nici asta nu-i seara cea mare... Mare? Cât e mare? O să vezi tu cât de mare. Mai mare ca un frate Mitrică. Cine drac mai tău, iartă-mă, Doamne, că nu spurg, dar nu vezi că vine dracu și bage coada lucrarea divină a lui Matale? Care ești, bă? Ce mai vrezi, bă, că mă țin nebun? Oh, bă, iar a venit asta. A venit? Că m-aș invitați la petrecere? Super! Vine și poponezi? Nu, 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 că ea a venit cu altă treabă. Ești pregătit, hai că mă grăbesc. Da. În numele tău... Al fă, al să dă, amin. Gata. Ce-i asta, bă? Păi n-ai zis, te botezi repede și îmbrăcată că nu vrei să faci pleonie. Ești gata. În numele tău, al fă, al să dă, amin. Te bag în pâmă! Nu mai trebuie să mergem nicăieri. Explozia a fost de la gaze. Și dacă explozia a fost de la gaze, se vrează că asta poate fi bomba adevărat. Păi și voi l-ați pus o aduc aici inconștienților, ce noi suntem geniști? Nu mă plângeți, mă! Nu mă faceți griji că mă duc să-l aduc în dărăt. Toșoia de la boachisa. Și unde să o ducă, mă, inconștientule? Ce vrei să aruncăm în aer canalizarea Bucureștiului? Păi, nu mă plângeți că o sunt pe Mirabela să vină? Că ea a făcut cursuri de geniști în facultate și o dezamorțează. Pe cuvânt zău! Tot femeile să vă salveze, amărâților. Hai, chemați-o imediat și evacuați clădirea. Auzi, ne servim patria! Mă, plângă! Îmi rogă-te să sară în aer caseria, tâmpitul dracu, că pentru meciuna asta pe acolo o să stai tot ani. O să trec și 2 ani, nu mai să am o șansă să scap de moldoveancă. Nu! Hai! Să moară cap! Mirabela, ce bine că n-ai adormit! Nu, eu am adormit, tu ai adormit! Adică da, eu am adormit ca să-mi refac forțele, ca să poți te fac un dans? Da, mă! Hai de la focul și alea-ți-l praful de ăla care a inventat telefonul! Da! Vin imediat, da, trebuie să mă duc la secție, că e bombă, e bombă. Alergă să-l praful de ăla care inventa bomba. Primul a fost Graham Bell și al doilea Alfred Nobel, am plecat. Ați evacuat, mă, clădirea? Da, să trăim, a rămas doar noi. Să trăiți, șefa, sper că n-am ajuns prea târziu de bomba. Uite-o! Stai, să plecăm noi de aici! Să plecăm din clădire! Nu plecăm nicăieri, să mai aici, să ridicăm moralul, să fim solidari! Ce nu-i făcut, idiotule? Wow, n-am mai văzut așa ceva în viața mea! Cum adică n-am mai văzut? Uite, șefă, că am tremur mâinile de la emoție! Mirabelo, concentrează-te că putem muri cu toții! Fiți atent, lăsați pe mine, o fac eu. Fiți atent la operațiune, da? Șefa! E doar ceasul, șefa! Am uitat să pună explozibilul. Stați calmă! Unde suntem? Am ajuns în rai? Exact, pobonețule! Ce bine că atunci putem să ne iubim, nu? Ca să treci cu picioarele pe pământ. După care te pui în mișcare direct la caserie. Că am nevoie de bani să o premiez pe Mirabela. Și de astăzi, Mirabelo, ești prima pe lista de avansări. Bravo, mă, fată! Doamne! Dacă nu veneai în stare de ebrietate la secție, te avansam direct. Și vă scuze, am vrut să-mi fac un pic de curaj, că urmea să-mi văd moartea cu ochii. Mie-mi spui? Că
Dacă nu suna nenorocitul ăla lui Bel, eram la a patra țigare de după. Așa să la al patrulea pahar de dinainte, de somn. Unde am rămas? Nu înțeleg! Când ai rămas, că n-am făcut nimic? Da. A, unde am rămas cu discuția cu... La dans, vrea să te invit să dansezi. Hai, te fac un blues cum n-ai mai dansat în viața ta. Așa e, cu 150 de kilograme în brață n-am mai dansat niciodată. Bobă, fugi, explodează, salvează-te! Ce fugi, fugi? A, m-am prins, vrem de alergăți, deci când a bomba se sasă. Hai, stai aici, lângă mine. Nu, nu, asta e, că am crezut că ești amorțată și am luat-o cu mine. Hai, aruncă pe geam până nu explodează. Aruncă! Bunicule, când a cu veverița în gură. De la un informator de-al meu de maximă siguranță, maximă, maximă încredere, putem zice, cum că un atentator nebun... Ce jucați, mă, iadești? Fazan, pe cuvinte. Sunt o siguranță. Bă, nenorocitule care-i vincinos. Bă, ăsta râde de când intră mâncătorul. Nu te râdea, mă, că n-ați spus niciun... Ți-ai bătut jos de noi ca să ne compromiți, scârbă! De ce ai făcut treaba asta? Recunoaște, brutea! Nu, mă, nu! Nu mai plânge și recunoaște! Plânge! Hai, aruncă pe geam până nu explodează! Aruncă! Ah, bunicule, m-am mușcat veverița de țâță!